Pacea Domnului Isus, bună dimineața, e pacea Domnului și bună seara pentru mine. Ceasul meu biologic este două ora noastră de pe coasta de est a Statelor Unite, așa că dacă voi face niște gafe de interpretare, vă rog să mă iertați. În această dimineață mi-am dorit să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri, sper să fie simple, direct la suflet, vrei să te faci sănătos? Este o întrebare care a fost adresată de Domnul Isus Hristos, așa cum se introdusese în textul K, Ioan 5 cu 6, vrei să te faci sănătos? Și uh, ideea este că această declarație sau această întrebare vrei să te faci sănătos, se poate duce în două direcții. Una, direcția vrei, discutăm și predicăm sau analizăm subiectul voinței personale a individului că Dumnezeu nu face fericit pe nimeni cu forța. Sau a doua idee, a doua direcție, să discutăm despre sănătate. Ce este domne sănătatea. Până la urmă, toată lumea caută o formă de sănătate. Sunt mai multe feluri de sănătate sau nu? Încerc să operez chestia asta, nu știu dacă funcționează sau nu. Dacă nu schimbați voi slide-ul 3, nu merge de aici sau... I trebuie să-l fac aici, la voi. Deci, în, în textul acesta din Ioan 5 cu 6, există în interpretarea limbii engleze, în Slide numărul 3 spune că vrei să te faci întreg. În engleză, do you want to be whole, adică întreg, vrei să te faci întreg. Termenul de sănătate este destul de pueril uh, uh, pentru noi ca traducere. Uh, Tindel, care a tradus uh, din textul original al grecii, din greaca veche, spunea vrei să te faci întreg. Adică noi nu suntem întregi. Dacă nu suntem sănătoși, nu suntem întregi. Nu ne neapărat la cap, nu suntem întregi. Sănătatea este, este uh, o, o combinație. Vrei să te faci întreg, dorești să fii pe deplin. Noi avem uh, diferite forme de abordare a sănătății. Până la urmă știți că și noi dorim sănătatea din punct de vedere egoist. De ce dorim sănătate? Pentru că lipsa de sănătate sau prezența bolii ne face să suferim, durere, suferință. Deci există întotdeauna motivul, așa cum s-a abordat la lecțiune, motivul este elementul de chintesență care, care justifică rațiunea tuturor acțiunilor noastre în viață. De ce vrem să fim sănătoși? Am avut șansa să Particip la o evangelizare împreună cu distinsa și cunoscuta vorbitoare Barbara O'Neill din Australia. Și interesant este că la prezentarea de sănătate stăteau vreo 600, la prezentarea de sănătate spirituală plecau vreo 200 din sală, dacă nu și mai bine. Deci, între 300-350 de oameni erau prezenți și la continuarea subiectului despre sănătatea minții, sufletului și așa mai departe. Nu te simți foarte bine când vezi că oamenii sunt interesați numai de sănătatea fizică, dar nu sunt interesați de sănătatea spirituală care finalmente duce la mânduire, Că până la urmă să ne ierte Domnul, dar puse să mâncăm banane toată viața și tot la cimitir ajungem. Sunteți de acord? Deci vegetarianismul fără Hristos este spiritism. Deci putem să practicăm vegetarianismul, dar fără Hristos ajungem toți la, la cimitir, toți ne întâlnim acolo. Și ea care, spre exemplu, sunt oameni care spun, domne, eu mănânc numai pâine și ulei. Altul, ca să fie mai sfânt, spune, eu mănânc numai pâine și apă. Altul ei nu mai mănânc pâine, altul și eu nu mai beau apă. Și uite așa, formele astea de sfințire, în ghilii mele, ale indivizilor prin propriul efort, duce la fanatism. Ideea este că sănătatea fizică nu poate fi completă fără o sănătate a minții. 90% din boli pornesc din creier. Deci o gândire pozitivă. Este importantă pentru a păstra și trupul în balanță și așa mai departe. Dar ce este interesant este următorul slide, dacă mă ajutați voi. Deci vrem să fim sănătoși 50%, vrem să fim sănătoși 75%, vrem să fim sănătoși 99%, dar 99% vindecat înseamnă 100% mort. Sunteți de acord din punct de vedere spiritual? Deci dacă suntem bolnavi, 1%. În urmă, tot la ce îi ajungem. Deci, ideea în sine este, revenind la textul lui Domnului Hristos din Ioan 5 cu 6, vrei să te faci sănătos sau vrei să fii întreg. Avem două declarații. Următorul slide spune: Iisus, văzând că zăcea, nu știa că este bolnav de multă vreme. Două idei. Știa. Domnul Hristos cunoștea starea acestui olog. Este subiect, de fapt, controversat în lumea teologiei. Se mișcau apele, se tulburau apele sau nu se tulburau apele. Putem petrece o săptămână aici ca să dezbatem ideea dacă venea un în înger sau nu vedea, venea, se tulburau apele sau nu se tulburau, se vindecau oamenii sau nu se vindecau și dacă se vindecau, se întorceau și la Dumnezeu sau spuneau, papa, mulțumesc frumos că mi-ai plătit datoriile, mi-am luat corpul sănătos, vindecat și am plecat în altă parte. Deci, ideea este că la această, în această instanță, Domnul Hristos vine și pune o întrebare ologului, zice, vrei, vrei, Adică vrei să te faci sănătos? Și ce este interesant este că această întrebare, da, merge? Această întrebare, zic eu că la prima vedere, este de prost gust. Nu nimic se spune dacă ologul a fost vindecat și după aceea și pocăit sau așa mai departe. Dar ideea este că în această experiență de la vindecare, de la uh, apa aceea, uh, se lasă să înțeleagă ideea că Dumnezeu vindeca pe baza unui efort meritoriu. Fugeau ăia la apă. Se călcau în picioare, nu? Și uh, bineînțeles că efort care toată lumea îl făcea și cine ajungea primul în această competiție primea un mare bravo de la Dumnezeu. Tu ei călca pe toți în picioare, ajungi primul la apă, pe tine te vindec. Păi ce fel de Dumnezeu e ăsta? Eu, eu nu mă închin la așa ceva. Dumnezeu să vă închiriați la un Dumnezeu de genul ăsta care calcă pe toată lumea în picioare pe ăsta care rămâne întotdeauna de căruță, singur, în spate. Ăsta e Dumnezeu pentru că portretul sau imaginea aparentei descrieri de la scăldătoarea siluamului sau domnul Rea era, că se abișca apa și primul care venea, călcând pe cadavrele celorlalți, ăla profita de marele dar. Mântuirea nu e halul ăsta. Și interesant este că, la un moment dat, ologul era în competiție permanentă cu ei, alții mai puternici, cu elefanții bonlavi, că și alții erau care încă mergeau pe picioare, erau elefanți bonlavi care se duceau și la scăldătoare și pe zi ce trece pierdea speranța ologul, pentru că în fiecare zi era într-o competiție și mereu pierdea. Și cu cât pierdea, nu? în condiția lui fizică, nu mai avea încredere în șansa mântuirii. El nu va ajunge niciodată primul la tulburarea apelor, de așa că nu va fi niciodată vindecat slash mântuit. Interesant. Domnul Iisus dorește prin prezența lui să ajusteze gândirea ologului. De ce? Ologul, cred că subiectul nu numai că penetrează, dar conectează cu lecțiunea foarte bine. Tocmai se tulburase apa, gloata pleca și ologul a rămas din nou ultimul. Și cum a rămas ultimul? Nu numai că era ultimul, dar era singur. Privirea-i fusese arestată de competiție, privea la cel care ajungea primul, spectacolul acela grotesc care dura de ani de zile și care era cel mai descurajator factor din viața sa, îl făcea să spună, bă, niciodată nu o să fiu Vindecat, mântuit și așa mai departe. Interesant faptul că în acea zi, Iisus poate să fie reperat geografic dintr-o direcție opusă alergătorilor. Deci, atenție, prindeți ideea. Aici e Balta, sau mă rog, piscina sau ce era. Alergătorii mergeau în direcția asta, bolnavul e aici și Iisus vine din direcția opusă. Deci, ăia căutau mântuirea într-o zonă ezoterică, într-o zonă a, 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 a misticismului. Bolnavul rămas singur să uita tot încolo, tot într-o direcție greșită pentru mântuire și vindecare. Și Iisus vine, Iisus vine dintr-o direcție opusă, atingându-l pe o log, în mod impecabil de gentil, îl întreabă, vrei? Vrei să te faci sănătos? Sigur că o astfel de întrebare, la prima vedere, sună mai degrabă o glumă nesărată, Decât o întrebare serioasă, și dacă nu e o glumă de prost gust, totuși e posibil ca acest mare învățător să dovedească o completă ignoranță a realității sau stării de sănătate a ologului? Sau e pur și simplu o bătaie de joc la adresa acestuia? Tocmai tu vrei să mă faci sănătos care pui o astfel de întrebare? Deși ologul nu reacționează la maniera în care domnul Isus a formulat întrebarea aceasta. Nu? Sau în maniera de abordare? Răspunsul Ologului, dragii mei prieteni, trădează ceva. Era captivat de o idee falsă că vindecarea venea dintr-o idee mistică și nu de la Domnul Isus. N-am pe nimeni să mă bage în apă. Auziți ce spune Ologul? N-am pe nimeni. Sunt unii oameni care ajung într-o stare atât de deplorabilă. Uh, că nu se mai pot mântui sau salva pe ei înșiși. Nu se mai pot căra pe ei înșiși la scăldătoare ca să se mântuiască. Ce bine e că noi astăzi ne-am putut căra pe noi înșine la biserică la scăldătoare ca să ne mântuim. Dar ce facem cu oia care nu se pot căra la scăldătoare? Nu pot veni la binecuvântarea aceasta în scufundarea apei vieții care este Domnul Hristos. Acest caz este pentru mine un caz imposibil, ologul. Omul a, pus, a spus că nu are pe nimeni care să mă bage în apă, adică n-am pe nimeni să mă mântuiască. Și parcă curiozitatea îl întreabă pe olog, îl îndeamnă pe o să-l întrebe pe Iisus, dar tu ai pe cineva, ai o relație la sindicat, ai vreo relație în parlament, să cunoști pe cineva mai mare ca să mă care și pe mine să mă bage în apă? Știți, oamenii vor să fie vindecați doar trupește și totuși zic eu că nu e suficient. Nu doresc uh, o vindecare și a inimii. Vindecarea spirituală înseamnă vindecare sufletească, emoțională, vindecarea modului de gândire. Uh, Omul vrea o vindecare panțială pentru că este egoist. Reîntorcându-mă totuși la, la Domnul Hristos și la întrebare, vrei să te faci sănătos? În primul rând, întrebarea nu are de a face cu maniera de vindecare sau de unde vine sursa, ci doar vizează respectul față de voința individului. Am trecut în anii ăia de criză, unde, mă rog, oameni de bine vreau să te facă sănătos cu forța. Ce ziceți? D Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni fericiți cu forța, sănătoși să-i facă cu forța? Există un text, sper să meargă chestia asta, um, mergem mai departe la slide-ul, așa. Individul este bonlav, familia este bonlavă, lumea este bonlavă. Individul, biserica, societatea suferă, că atunci când spunem noi suntem bon-lav, ce spunem de fapt? Noi suferim, suntem în suferință, boala aduce neplăcuta stare. Eu, uh, Eclesiastul spunea, uh, bucură de anii ăia, până nu vin ei la ani în care vei spune nu, nu găsești nicio plăcere în ei. Vin ani. Ce fel de ani arată ăia în care spui că trăiesc, dar nu găsesc plăcere în viață. Viața își pierde calitatea. Și Solomon pune accentul pe anii vitejiei, anii când construiești, când produci copii, anii când te bucuri, când mai aduci o floare, când există relație dinamică în familie și așa mai departe. Până când nu vin ani când nu mai găsești nicio plăcere în ei. Individul, biserica, societatea suferă când oamenii sunt bolnavi. În 1 Ioan 5 cu 19 ni se spune de fapt știm că suntem din Dumnezeu. Deci există certitudinea ideii că noi aparținem Domnului și că toată lumea, adică asta este o declarație destul de mare, toată lumea zace. Adică cum zace? Cum este expresia? Cum aș putea să traduc expresia zace? Toată lumea suferă datorită răului, nu? Asta este traducerea pentru o limbă română modernă. Știm, noi știm că aparținem Domnului, dar ce se întâmplă cu lumea din jurul nostru? Toată lumea suferă, zace în cerău, suferă din cauza răului. Și de aceea, pentru că trăim în această lume pasageră, noi nu ne simțim acasă, pentru că acasă înseamnă prezența Domnului Hristos. Interesant este că dintre toate animalele creatorul, creatorului, nu? Omul este singurul care bea să fie fără să fie, fără să fie sete, omul este singurul care mănâncă fără să fie foame, adună mai mult decât îi este necesar și vorbește fără să aibă ceva de spus, fără deziderat. Fără. Asta este o chestiune discrepantă în ceea ce privește lumea animală și noi. Dar mai e o idee. Hristos Lumina Lumii spune că exercitarea forței este contrară principiilor de guvernare ale lui Dumnezeu. El dorește doar o slujire făcută din iubire, iar dragostea nu poate fi impusă, nu poate fi câștigată prin forță sau autoritate. Hristos Lumina Lumii. Numai prin iubire se trezește iubirea, nu-i așa? A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a iubi. Deci, vrei să te faci sănătos? Va veni Dumnezeu vreodată să te facă sănătos pe tine cu forța? împotriva voinței. Dumneavoastră vedeți cât de bine a creat Dumnezeu pe om de așa manieră ca să-și folosească, să-și utilizeze voința liberă, liberul arbitru. Omul decide pentru el fericirea sau necazul. Este interesant să ne gândim la. Sunt oameni care, știți, au fost bolnavi mai toată viața ca să-i păstreze Dumnezeu sănătoși. Asta este un oximoron, este o utopie, este un paradox. Cum adică să fii bolnav toată viața ca să te păstreze Dumnezeu sănătos? Era un misionar pe vremuri, în timpul celui mai tradus autor de carte, după Scriptură, cel mai tradus autor de carte după Scriptură, 50.000 de pagini, un milion de cuvinte, aproximativ, Ellen G. White, primește o scrisoare de la un cetățean care era misionar și spune, domnule, vreau și eu să vină lumea, să asculte de Domnul Hristos, dar n-am succes. Și sora White scrie acolo, îi răspunde la scrisoare, ce Dumnezeu mi-a arătat că succesul ar fi fost pentru tine cel mai rău lucru pe care ți s-ar fi întâmplat. Nu reziști la succes, succesul te-ar distruge. Unul nu rezistă la bani, altul nu rezistă la flatare, altul nu rezistă la succes, altul nu rezistă la putere. Fiecare dintre noi avem o fisură de caracter, fiecare crapă uh, la o anumită tentație. Nu suntem toți la fel. Mi-aduc aminte experiențe oameni care au fumat 25 de ani, s-au lăsat de țigare într-o zi, dar nu au putut să lasă de carne. Au vrut să facă vegetarian și nu au putut. Deci unul are o tentație accentuată, altul are alta. Ideea este că sunt oameni care sunt bolnavi, toată viața, pentru că Dumnezeu vrea să-i păstreze sănătoși la minte. Și știți că oamenii bolnavi, oamenii pe patul de suferință, sunt mai sănătoși, mai sereni la minte decât oamenii care merg pe picioare și se consideră independenți? Cineva a povestea, cred că tot în zona asta de la Bucov, pe vremuri, o experiență cu fratele Ștefan, un nene, zice că era paralizat total și avea o oglindă în fața patului ca să se vadă pe el însuși. Și cineva l-a vizitat și l-a întrebat: Ce mai faci, frate Ștefane? Și ăsta zice: Bine, slavă Domnului! Și omul care l-a vizitat zice: Ce fel de bine o fi și ăsta să fi paralizat toată viața, să nu te poți deplasa, să nu ai tu independența ta criminală față de Domnul și să spui bine. Ce fel de bine o fi? Vedeți discrepanța între omul care merge pe picioare și omul care nu merge pe picioare? Și putem continua cu exemplele reginei Angliei, care zăcea la pat pentru că era paralizată de la genunchi în jos și sluga, sau mă rog, persoana care îi, aducea, îi făcea piața, urcă 300 de scări la palat în fiecare zi cu sacoșile sau cu ciobii avut și uh, o întreabă cum e, cum e viața slugă cu tare. Uh, păi zice, de-abia am urcat scările cu mător picioarele uh, și uh, uh, nu mai pot, și uh, regina îi spune ce bine că le mai ai încă. Asta era paralizată și nu putea urca 300 de scări, ai avea picioare să urce 300 de scări și se jeleacă de ce le urcă și cât de greu îi e. Acum, judecați dumneavoastră, cum e mai greu să ai genunchi și să nu te poată asculta și să nu poți urca scările sau să ai 300 de scări să le urci și să-i mulțumești Dumnezeu că ai genunchi să le poți urca? Ce e mai bine? De aceea sunt oameni care au, sunt bolnavi sau au fost bolnavi toată viața ca să fie sănătoși, să-i păsteze Dumnezeu sănătoși. Dar mai este o chestiune foarte interesantă. O chestiune sunt oameni care au fost bolnavi toată viața ca să-i ferească Dumnezeu de mândrie. Cunoașteți cazul? Ellen White. Și ea s-a rugat Domnului Isus și a zis, Doamne, ferește-mă de mândrie. Și când simți tu că mă, uh, sunt în perspectiva sau în preajma momentului în care să, mă, uh, 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 să accept această infatoare sau această flatare din partea indivizilor, lovește-mă cu boală. Și la sfârșit dânsa scrie în schițe din viața ei sau nu știu unde numereau ca. zice, mai toată viața am fost bolnavă. Ce înseamnă asta? Cum se traduce asta? Că noi, oamenii, sănătoși fizic, suntem în perspectiva de a ne mândri mai toată viața. Sunt oameni care au fost bolnavi mai toată viața ca să-i ferească Dumnezeu de mândrie. Adesea, noi identificăm boala ca fiind eventuala consecință a păcatului. Și, în genere, este un principiu corect că păcatul produce ce? Boală, sunteți de acord? Dar avem un caz. Doamne, cine a, cine a păcătuit el sau părinții lui. Vă aduceți aminte de întrebarea? Care a fost adresată Domnului Iisus. Acum lăsăm pe o loc deoparte pentru o vreme și ne întoarcem la orbul ăla care a fost vindecat sâmbătă. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Aici este argumentul la cele două declarații care le-am făcut. Și el, Iisus răspune, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Bun, și atunci dacă n-a păcătuit nici el, nici părinții, de unde vine boala? Orbirea nu? Orbirea aceasta este o binecuvântare ascunsă pentru a revela gloria lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, de foarte multe ori, orbul, nu? Orbul vindecat vedea mai bine, nu? Sau era în posibilitatea de a vedea sau a înțelege lucruri spirituale mai bine decât uh, ăia care aveau ochi și nu vedeau. Orbul era mai vindecat decât cei ce vedeau. Că judecau greșit. Și mai e o chestie. Domnul Isus a petrecut o zi pe săptămână în cursile bisericii, câteva zile la templu și restul vieții printre oameni, că vroia să-i vindece. Dar nu numai trupește, ci și mental, emoțional, sufletește, să învețe să gândească sănătos. Să știți că gândirea sănătoasă este cel mai important lucru. Gândirea sănătoasă este cel mai important lucru. Vă aduceți aminte când a murit Mântuitorul? Toată lumea îl căuta. Isus a fost primit ca vindecător, a fost primit ca profesor, Iisus a fost primit ca profet, dar n-a fost primit ca Mântuitor. Ioan 5 cu 34, ce spune? Eu, că vin în numele Tatălui meu, nu mă primiți, dar dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Aluzie la viitorul bisericii creștine care avea să compromită cu Roma. Eu am venit în numele Tatălui meu. Ca ce? Am venit în numele Tatălui meu ca învățător. L-a primit lumea pe Iisus ca învățător? Da sau nu? Da. L-a primit ca profesor? Da. L-a primit ca judecător? Da. L-a primit ca avocat? Da. L-a primit ca filozof? Da. Dar ca ce nu l-au primit oamenii? Ca mântuitor personal al lor. Uh, niciodată nu fusese atât de căutat când Domnul Hristos era mormânt, niciodată nu fusese atât de dorit și niciodată nu i fusese numele atât de rostit. Ăsta este, uh, este climaxul care l-a atins misiunea Domnului Hristos atunci când lipsea oamenilor ăia care i-au sortit moartea, l-ar fi înviat din mormânt dacă ar fi putut, ca să dea înapoi pe oameni, la oameni pe Domnul Iisus Hristos, cel acum omorât de ei. Dar atunci când noi avem această idee, îl caut, îl doresc și rostesc numele. Ăsta este startul sau începutul fiecărei vindecări. Dragii mei prieteni, există mântuire în afara templului? Dar nu există mântuire în afara Domnului Hristos. Sunteți de acord? Și cred că această declarație este ceva care ar trebui să ne pună pe gânduri. Există mântuire în afara Templului, dar nu există mântuire în afara Domnului Isus Hristos. Întrebarea pentru noi astăzi rămâne: vrei să te faci sănătos? Chiar vrei? Și cum definești sănătatea? Ce fel de sănătate îți dorești? Să fii puternic și nebun ca la 20 de ani? Să, să ai această independență față de Dumnezeu, fără să te intereseze relația cu Dumnezeu, sau să fii într-adevăr sănătos, făcut pe de-a întregul, vindecat de Domnul Hristos de așa manieră ca sistemul meu de operare, sistemul tău de operare, mintea mea, mintea ta, să fie acea minte care poate să atingă cerul cu mâna. Domnul Iisus Hristos este prezent astăzi în casele noastre și în viața noastră tocmai pentru a ne ajuta să înțelegem că în realitate, dragii mei prieteni, există un principiu fundamental în a dori să fii vindecat pe de a Declarația din Daniel, capitolul 4, cu 27, menționată o aseară în scurtul metraj pe care l-am avut online... Și îmi place foarte mult textul acesta pe care Daniel îl prezintă unui om care apelează la libertate, la voința liberă a omului. De aceea, împărate pleacă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupă cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenoroțiți și poate că ți se va prelungi fericirea. Am subliniat câteva uh, cuvinte cheie în această declarație, care este un pachet, care uh, este de fapt sumarul lecțiunii pe care l-am abordat astăzi. Placă-ți sfatul. Întâi, ca să putem să fim vindecați, trebuie să ne placă adevărul, să ne placă ce ne spune Domnul. Adeseori, oamenii închid Biblia și spun, domnule, nu mai vreau să știu nimic, că cu cât știu mai mult, cu atât sunt mai responsabil înaintea lui Dumnezeu. Pleacă-ți adevărul. A doua tesalonice, în capitolul 2, versetul 10 și 11, pentru că n-au primit dragostea de adevăr, pentru că pentru că, adevăr, pentru că nu au primit dragostea adevărului, pentru că nu le-a plăcut de adevăr ca să se îndrăgostească de el, Dumnezeu le va trimite o lucrare de răzăcire. În primul rând, trebuie să ne placă sfatul lui Dumnezeu, apoi să punem capăt păcatelor. Cum se poate pune capăt păcatului? Cum se poate întrerupe relația între individ și păcat? Prin unirea voinței noastre aproape inexistente cu voința lui Dumnezeu. Când Dumnezeu intră în laboratorul sufletului nostru, dragii mei prieteni, și El pune sămânța războiului între mine și păcat, să știți că El duce lupta și o câștigă prin Harul lui Dumnezeu. Trăiește în neprihănire. Dar cine este neprihănirea? Domnul Hristos. Trăiește în Domnul Isus Hristos. Odihnește-te în Dumnezeu, odihnește-te în Domnul Hristos. Foarte mulți oameni <coughs> sunt tot timpul lacitați. Nu au pace, nu au liniște. De ce? Pentru că nu se odihnesc în neprihănire. Singura neprihănire pe care o cunosc, nu e a mea, nu e a ta, nu e a noastră, e neprihănirea Domnului Isus Hristos. În această neprihănire, în acest caracter al Domnului, eu mă pot odihni. Și în momentul în care te odihnești în neprihănire și miroși a neprihănire, nu? a mediul în care existi, pentru că totdeauna când trăiești sau te pierzi, să trăiești în neprihănire, miroși a neprihănire. Oamenii te miros, de unde vii, ce gândești, cum ești, ce simți? Și atunci, bă, ăsta miroase a ceva. Ei nu știu că e nepricănire, că n-au fost duși la biserică. Dar car cu tine, spune pana inspirată, atmosfera cerului oriunde te duci. Și oamenii încep să se simtă bine în prezența ta. De ce? Pentru că tu te odihnești în Hristos. Și în momentul în care îl car pe Hristos cu tine oriunde te duci, oamenii vor și ei acel ceva. Bă, vreau și eu acel ceva care ai tu și n-am eu. Ce este acel ceva care îl ai tu și n-am eu? Este acea pace inconfundabilă, acea relație extraordinară de, 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 de liniște interioară și de tranquilitate a conștiinței mele care nu mai are de ce să se teamă pentru că a pus totul înaintea lui Dumnezeu și toate păcatele noastre au fost mărturisite. Odihnește-te în neprihănire, trăiește în neprihănire și Daniel spune mai târziu, rupă o cu nelegiuirile. Observați, prima, cele trei rânduri ale versetului se referă la relația omului cu Dumnezeu. Celelalte trei rânduri, ale ultimele trei, se referă la relația omului cu, cu, cu semenul. Acum împăratul avea probleme nu numai cu Dumnezeu, probleme de relație, dar avea probleme și cu semenii. Rupiu cu nelegiuidele și ainile de cei nenorociți. Ce făcea împăratul nebucanețar? Avea și el un vis. Visul lui om, un cetățean, vreau și un Ferrari. Vis mărunt. Unii unele visuri se împlinesc, vor cumpăra Ferrari că vor avea bani. Cum i-a făcut Dumnezeu știe, nu mă interesează. Altul nu-și va cumpăra Ferrari niciodată. Ei, și Nebucanețar avea și el un Ferrari în cap, se numea statuia de aur din, din Valea Dura. Și ca să facă statuia de aur din Valea Dura, trebuia să-și să ia fiecare verighetă de mâna uh, oamenilor săraci, din, din, uh, ca să faci o statuie de aur, toată de aur. Trebuie să fure aur de la toată lumea, nu? Și atunci omul ăsta de a devenit tiran și a început să ia tot aurul care îl găsea în Imperiu să facă statuia. Ăla de atunci și ăștia de azi. Tot ce se, put, se poate fura aur, aur îi impresionează, nu? Dacă vă uitați la visul lui Nebucanețar, visul lui era să facă Babilonul nemuritor. Statuia de aur era visul lui Nebucanețar care era scris pe fiecare piatră, pe fiecare piatră a zidului, zidul Babilonului era înconjurat de, adică, mă iertați, orașul era înconjurat de ziduri de 9 metri lățime și pe fiecare piatră cubică așezată în acel zid pe care alergau două care de război instantaneu, era scris Acesta este Babilonul cel mare, fiecare el să dăinuiască veșnic. Asta era în mintea lui Nebucanețar. Vroia ca Babilonul să fie totul de aur. Visul lui era statuia de aur. Visul lui Dumnezeu era altfel, diferit. Și atunci, pentru ca omul acesta nebucanețat să poată pocăi, să întoarcă la Dumnezeu, a trebuit să renunțe și la a mai jegmăni populația, că devenise un tiran, ca și Solomon, nu? Zice, uh, uh, rupe-o cu nelegiurile și ai milă, adică nu le mai lua aurul, dă-le aurul, ai milă de cei nenorociți și poate ți se va prelungi fericirea. Și întrebarea este cum, din textul care îl vedeți noastră expus, Nebucanețar avea, trăia încă în fericire în timp ce făcea toate treburile astea? Omul care nu-i dus la biserică spune, păi dacă a, ăsta e încă fericit că doar îi se prelungește fericirea, atunci întrebarea mea este de ce m-aș mai curăți eu, cum spunea David în psalmul 37? Păi degeaba mi-am sfințit eu viața, degeaba m-am curățit eu caracterul, că uite ăsta, ăsta încă trăiește în fericire, că Dumnezeu nu vorbește de faptul că nebucanețare, ai fost nefericit câtă vreme ai trăit în păcat. Nu, zice, ți se prelungește fericirea, ceea ce presupune că el trăia în fericire și doar îi se prelungește fericirea, nu îi se ia dacă continuă să schimbe viața. Și atunci te întrebi, ce este fericirea? Vedeți, fericirea păcătosului este una, vorbim de dimensiuni diferite. Fericirea păcătosului este una, fericirea căutătorului de aur este alta, fericirea omului împăcat cu Dumnezeu este altceva, fericirea Domnului Hristos este să salveze și să mântuiască pe om, fericirea Tatălui Ceresc este să vadă Universul în armonie permanentă și veșnică. Vorbim de fericiri diferite, circunstanțe diferite, perspective diferite fericire. Și acum dacă vorbim și de sfințenie, că vorbim de sfințenie și de perfecțiunea de caracter. Perfecțiunea omului este una, perfecțiunea lui Dumnezeu este alta. Omul este perfect sau poate ajunge prin Harul Lui Dumnezeu, Hristos în el, în nădejdea slavei, poate să producă perfecțiunea în circumstanțele date de societate, dar perfecțiunea omului nu se poate compara niciodată cu perfecțiunea Lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați citit acolo, dar asta este realitatea. Fericirea mea nu este Neapărat fericirea lui Dumnezeu, pentru că este o altă dimensiune, este o altă ființă, nu? Necreată, Dumnezeu este necreat, Dumnezeu este, Dumnezeu prin sine așa. Și de aceea, noi, ca să putem să producem această fericire, este imposibil. Fericirea este un cadou. Cineva spunea, la o circunstanță, aveam o discuție tăioasă cu câțiva, un grup de frați și unul mi-a reproșat, acum ești fericit, ești fericimă, ești fericit. Și am zis frate fericirea este un statut al minții, fericirea este o, o, o stare a minții, fericirea nu este un puseu emoțional Am băut o bere, sunt fericit, iară cad în butoiul cu castraveți acri și după aia iară mă uit după un elixir momentan în care să găsesc fericirea Nu, fericirea este un statut al minții pentru că este bazat pe, pe principii și de aceea fericirea nu este o sinusoidă la noi oamenii fericirea este o sinusoidă, pleacă și vine fericirea, dar la Dumnezeu fericirea este o constantă. Ioan 4, 1 Ioan 4 8. Dumnezeu este dragoste. Păi când zice Dumnezeu este dragoste, îți spune că Dumnezeu este o constantă sau este o sinusoidă? Este o constantă. Dumnezeu este dragoste, ceea ce înseamnă că dragostea nu este fundamental numai emoție, dragostea este principiu. Ei, noi ca să rearanjăm, să recentrăm acest motor care bate în toate pistoanele și în toate colțurile, Dumnezeu zice, vrei să te fac sănătos? Vrei să te faci sănătos? Cum e? Vrei să te fac sănătos sau vrei să te faci sănătos? Cum a fost întrebarea? Cum e în Biblie? Vrei să te faci sănătos? Adică, până la urmă, și bun, hai să zicem, vrei să te faci sănătos? Și bolnavul zice, da, Doamne, vreau să mă fac sănătos. Bun, fă-te sănătos, Fă de sănătos. Dar observați dumneavoastră gentilețea lui Dumnezeu. Vrei să te faci? El, când eu spun vreau, Doamne, dar n-am pe nimeni, el recunoaște în provocarea adresată de Domnul Hristos că facerea asta, de sănătate, transformarea de la bonlav la sănătos nu este produsul omului uman, ci este o intervenție exterioară individului neputincios. N-am pe nimeni răspuns el. N-a spus nici că vreau să mă fac sănătos, dar nu mă pot. N-a spus nici că, mă rog, există în mine un potențial. i a spus, n-am pe nimeni. Omul recunoaște un factor exterior în producerea uh, 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 sănătății. Cine l-a vindecat pe om? S-a vindecat el sau l-a vindecat Domnul Hristos? Dar observați, vindecarea pe care Domnul Hristos o face, o face de dragul daului pe care îl spui tu. Doamne... Dacă poți să faci ceva cu un mizerabil ca mine, dacă poți să faci ceva cu un om care nu mai are încredere în propriile lacrimi, dacă poți să faci ceva cu un, un om ingrat care nu poate să aibă încredere în cămașa de pe el, dacă poți să faci ceva cu un monstru ca mine, atunci te rog, fă, Doamne, că eu am încercat să mă schimb, am încercat să mă fac fericit, am încercat să mă vindec eu pe mine însumi și toată viața mea n-a reușit. Dar dacă tu. Poți. Și Iisus spune, toate sunt cu putință celui care are ce? Credință. Eu sunt convins că în această dimineață Dumnezeu ne poate ajuta și pe noi să tragem concluzii și să ne ducem înaintea lui Dumnezeu cu o gândire așa cum este specificată în, în, în idee. Nu fusese Isus niciodată atât de căutat, niciodată nu fusese atât de dorit, și niciodată nu i fusese numele atât de rostit. În Isaia ni se spune că va veni vremea, prieteni, când oamenii nu vor experimenta foamea de pâine, ci foamea după ce? după cuvântul lui Dumnezeu. E, cred că ajungem curând, dacă nu cumva, am ajuns la aceste vremuri, ca oamenii să aibă o foame după cuvântul lui Dumnezeu și ei să nu găsească această foame. Domnul Hristos vine curând și asta ar trebui să ne facă fericiți. Vestea bună pentru unii este veste proastă pentru alții. Nu? Dar vestea proastă pentru alții poate să fie veste bună pentru noi. A, cei care conduc lumea, când spui vine Isus, e veste bună sau veste proastă? Păi tocmai au plănuit o nouă ordine, nu? Dar pentru cine veste bună vine Iisus? Pentru un nenorocit, năpăstuiți, dânăștea ca mine și ca tine, oameni care nu există. Sau dacă suntem, suntem doar un număr. Pentru mine vine Iisus curând, este o veste bună. Pentru mai mari lumii este o veste proastă. Dar ce este important este să căutăm pe Domnul, să-i dorim prezența și să-i rostim numele ori de câte ori avem posibilitatea și ori de câte ori avem acest privilegiu de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu cu cei din jurul nostru. Fie ca Bunul Tată Ceresc să ne ajute să răspundem corespunzător la întrebarea vrei să te faci sănătos și să răspundem și noi ca și bolnavul, ologul acela, nu mă pot căra pe mine. Sunt într-o stare atât de disperată că nu pot urca cele 300 de scări. Sunt într-o stare atât de neajutorată, sunt singur, sunt abandonat. Tu mă poți vindeca. Domnul Isus să ne ajute și să ne binecuvânteze în această dimineață. Amin!